cele ce urmează, se spune că pentru o femeie vârsta e un subiect tabu. Invitata noastră are mereu 20 de ani și restul experiențe. Într-un interviu zicea, de mică doream să fiu medic și iată peste ani, o doamnă mi-a citit în palmă și îmi zicea, doamnă, ce medic ați fi fost, dar așa sunteți contabilă. Da, sunt un fel de contabil. Mi-am dorit să cânt la vioară, dar nu cânt și nici medic nu sunt. Dar sunt scriitoare, așa a dorit Domnul să fie și cred că scriind pot să fiu și medic și contabil. Fiindcă am eu o formulă alcătuită de mine. Cuvântul poate lecui. Mahalaua veselă. Păsări suntem când ne naștem. Psalmii Mariei Magdalena. Trandafirul pustiului. Invazia. Ultima amantă. Tot în tal sau viața unei nopți. Straniera. Sunt doar câteva titluri de referințe. Scriitoarea Claudia Partole. Deținătoarea a medaliei Mihai Eminescu, a premiului UNESCO, a diplomei Andersen și a mai multor premii literare. Este astăzi în platoul nostru, iar eu am onoarea și plăcerea să o salut cu drag. Stimată doamnă, vă zic bună seara și bine ați venit la Tezaur TV! Bună seara, mă bucur să fiu la Tezaur TV! Bună seara telespectatorilor și dumneavoastră, cu drag! Ați debutat cu cărți pentru copii. Comunicați, ați ales să comunicați foarte mult cu copiii. Și ia să-mi ziceți, copiii vă inspiră mai mult decât adulții? Desigur, dacă mă gândesc la creația mea, la marea mea dragoste pentru literatura consacrată copiilor, aș zice că, în primul rând, mă inspiră propria mea copilărie. De atâtea ori am zis-o și repet, până acum trăiesc din contul și pe contul copilăriei mele, dacă nu ar fi să revin la acel anotimp frumos, la acea vârstă care ne-a fundamentat destinul, viața, nu întâmplător se spune, mereu se repetă cei 7 ani de acasă. Atunci se întâmplă foarte multe evenimente în viața noastră care mai târziu, fie că le vom derula, fie că vom reveni la ele, fie că ne-au marcat. Să știți, copilăria în mare parte ne lasă amprente. De aceea, când scriu sau vorbesc cu părinții, îi îndemn să fie foarte atenți, să fie foarte aproape de propria lor copilărie, să-și amintească cum au fost ei și să nu greșească și să nu le pară rău sau să nu se simtă oarecum frustrați, aș cere scuze, să-și ceară scuze de la copii și să le fie alături în orice clipe și în clipele grele să-i încurajeze, să învețe atunci când cad să se ridice și de aceea întâlnirile cu copiii pentru mine sunt un moment care mă întoarce la propria copilărie, dar mai ales mă inspiră. Da, sunt curioasă să știu, părinții dumneavoastră vă cereau iertare, vă cereau scuze sau credeți totuși că eram alte generații? Ar fi trebuit să le cer eu în permanență scuze. Când era zi să nu fac de o șotie, abia acum realizez cât de dureroase sau toate năzbitele mele erau pentru ei. Bună oară să pleci de acasă, să nu spui unde te duci, să te cauți o seară întreagă, să știu eu, să tai paltonul mamei ca să-ți cel bun, de altfel, cel mai bun, să-ți coși haină la păpușă, să mai faci și foarte multe alte șotii, atunci unde să-și mai ceară părinții scuze când ar fi trebuit eu toată ziua să umblu în genunchi în fața lor. Și pe care drumeție ați apucat-o dumneavoastră în momentul în care ați plecat de acasă? E o poveste destul de tristă pentru părinți atunci și
destul de curioasă pentru mine. Aveam niște rude în satul vecin, Bercăuți, și nu le văzusem de mult. Părinții n-aveau timp să meargă să-i vadă. Și atunci am hotărât eu să însoțesc niște prietene de ale mele vecine care plecau la bunicii lor în satul vecin. Și bineînțeles, eram conștientă undeva în adâncul minții mele de copil, îmi dădeam seama că mama nu o să-mi permită. Și atunci m-am dus fără să le spun și nu că o seară întreagă, o noapte întreagă m-au căutat, până vecina i-a spus, zice că păi nu știu unde ar fi fata ta, că ai mei sunt plecați la Dărcăuți. Și atunci mama a zis, aha, a mea e tot acolo. Bine, nu erau telefoanele de azi, era un singur telefon la Sovietul Sătesc, nici rudele de acolo n-aveau cum să anunțe că am ajuns pe la 10 seara, cum să-i anunț părinți, și apoi nici nu-și dădeau seama că eu nu le-am spus. Doar după hăinuța, așa un pic ponosit, și-au dat seama că n-am venit în ospeție, că eram direct de la joacă. Dar e o poveste așa frumoasă pe care acum, când meditez, îmi amintesc cum treceam prin Valea Fetei, cum îmi aminteam de bunicul meu care a pețit-o pe bunica mea de Îndărcăuți și a adus-o în sat Cotova. Deci pot să parcurgi un asemenea drum pornit în copilărie într-un roman întreg. Să știți că da, e curios. Cum se leagă acest fir? Cum o idee ajunge subiect de carte? Foarte simplu. Foarte simplu. Urmărește toamna căderea frunzelor și dacă ești atent, observi că își alege parcă locul unde să cadă și s-ar putea să fie strivită, s-ar putea să ajungă într-un ierbar, s-ar putea să inspire un compozitor, un poet. Deci soarta la toate este oarecum o poveste. Doar dacă ai timp, asta e, că poeții, scriitorii au un ochi poate mai vigilent, mai treaz, mai atent, mai care de fapt poate să-i supere pe ceilalți, pentru că ești într-una de veche. Asta eram de mică. Mi-amintesc când se întâlnea bunica mea cu o prietenă care fusese în Siberia și povestea prin ce a trecut, descoperea că eu ascult, dar bănuiesc eu că aveam ochii atât de lărgiți de curiozitate, încât ea spunea, se oprea și zicea, uite, dă ochii ăștia afară și îți continuă povestirea. Și mama zice, ești prea mică, du-te, ești. Și atunci eu mă gândeam, Doamne, voi ajunge să cresc vreodată, să pot să ascult tot ce spun cei mari. Și adevăratele istorii. Da, asta e. Deci copilăria, cel puțin în cazul meu de scriitor, foarte mult a contat pentru mine cum am fost, ce am trăit, câte din copilărie se țin așa ca un fir, ca o filiație până astăzi. Dar știți întotdeauna cu ce se va finaliza romanul? Sincer, niciodată nu prea știi ce se va întâmpla. Când începe a depăna o poveste, cu un roman e o poveste, poate cu mai multe personaje, poate cu una singură care interacționează sau ajunge să și aibă destinul în tangență cu alt cuiva, începi să trăiești o viață. Și de multe ori intervin așa niște idei, niște situații, niște amintiri, niște care schimbă destinul personajului, așa cum e și în viață. E și în viață, da, deci e imprevizibil. Imprevizibil, dar vedeți că atunci când scrie un scriitor, într-un fel își ia rolul de creator, de mic creator, nu de mare, marele creator este unul. Și atunci tu oarecum creezi personajul, trăiești, îi trăiești stările, îi trăiești destinul. De multe ori ești nevoit să-ți moară personajul și atunci trăiești și moartea lui, trăiești și prin alte personaje sau prin trăirile acestui personaj. Este foarte frumos, greu, dulce-amar această pâine, care mi este dragă pentru că am ales-o. Da. Nu am ajuns medic, cum a zis,
Nu am ajuns să cânt la vioară, deși sunt în stare să ascult cântecul viorii neîncetat. Cât de mult continuu. Credeți dumneavoastră că contează experiența de viață pentru a scrie bine și dacă poți fi un scriitor bun la vârsta de 20 de ani? Ești marcat de un talent și îți capără în tine ideile și ești nerăbdător, dar experiența de viață înseamnă foarte mult. Dacă ne orientăm după teoriile orientale și mai trăim alte vieți și venim cu o experiență, da, pentru că sunt copii atât de înțelepți la vârsta copilăriei încât ai impresia că a mai trăit alte vieți și a venit aici el să dea lecții cuiva. Dar, de fapt, experiența de viață de aici te înarmează, te ajută să creezi alte lumi. Cred că nu pot să compar, dacă îmi iau propria mea experiență, ceea ce scriam la 20 de ani, la 30 de ani, am în arhiva mea scrieri frumoase, gânduri sclipitoare, dar am atâtea de retușat, am atâtea de schimbat, de completat, de revăzut. Deci, dar vedeți acum, au venit copii extraordinari, care ai impresia că ar trebui oarecum stopați, stăpâniți, pentru că sunt vulcanici în felul de a gândi, în felul... Eu încerc să înțeleg că se spune că după 78 au apărut acești copii nemaipomeniți, care parcă ar fi primiși dintr-un alt spațiu, care citesc gânduri, care le pui în față toată tehnologia. Dar cum credeți, e de bine sau de rău? Poftim? E de bine sau de rău? Tot ce se întâmplă la prezent este de bine. Imaginați-vă un copil care eram altădată adus în timpurile de azi. Ar părea un rătăcit în piață sau într-o pădure. Copiii de azi, de la 3 ani, știe să manevreze, să găsească ce trebuie în internet. Ba, îi ajută și pe bunici, sunt atât de versați încât ai impresia că înainte de a se naște au trecut o experiență. Da, sau vorba populară, învață oul pe găină. Parcă ar fi o inversare, da, un revers al zicerii, da? Dumneavoastră, da. Țineți în mână... Țin în braț o carte care... O carte. Straniera. Se intitulează. Este cartea care a fost inclusă în top 10 cele mai citite cărți. Da. Vreau să ne povestiți despre este această carte. Este o carte la care am muncit, dacă să iau așa în timp, cred că de cum am terminat, din moment ce am terminat cartea Viața unei nopți sau tot în tans, în care am încercat să dezvălui, să-mi răspund eu la niște întrebări vis-a-vis de migrație, din acel moment a început să crească în mine, să se nască această idee de a continua, de a pune punct, mai bine zis, să înțeleg de ce este acest fenomen, prin ce e, știu eu, important pentru un neam sau din contra, ce bine și ce mai puțin de folos va fi această migrație pentru viitorul acestui spațiu românesc sau chiar întregului spațiu românesc. În cele mai multe migrații, acest fenomen s-a produs în spațiile ex-sovietice și lagărul socialist. Deci inclusiv și din România, din țară, au plecat foarte mulți. Și am vrut să înțeleg și cred că am înțeles foarte multe. În primul rând, am făcut o triere a migranților, celor care au plecat, pentru că și aici poți face o categorisire. Primii au fost niște eroi. Ei s-au dus în necunoscut, vă imaginați? S-au dus, dacă acum te duci, te așteaptă o soră, un frate, că nu e familie să nu aibă pe cineva plecat. Și dacă acum traversezi frontiera cu actele în regulă, atunci... Ai o siguranță. Tu știi că cineva totuși te protejează, că poți să apelezi la ajutorul cuiva.
Atunci chiar era fără a cunoaște limba, fără te-ai dus și ai intrat într-o lume totalmente străină. Fie că era Italia mai aproape de noi, că venim din munții Latiniei, vorba poetului, fie că era Turcia care cândva a vrut sau ne-a cucerit câteva sute de ani. Și acum ajungi la ideea că Imperiul Roman a cucerit în ultima sa etapă de existență Dacia, pe Daci. Uitați-vă că noi parcă i-am fi cucerit pe romani cu oamenii noștri carnici, cu femeile îndeosebi, care și-au demonstrat capacitățile de muncă, talentul. Eu am întâlnit femei care s-au descoperit acolo ca scriitoare, ca poete, ca pictorițe. Să știți că în străinătate se întâmplă, îndeosebi spun în această carte Straniera, în străinătate probabil că omul, nimerind în situații de astea, de când trebuie să-și mobilizeze forțele și să reziste, să existe și să se impună, încep să-i apară niște energii, niște talente nebănuite. Și iată, astea devin salvatoare, să știți. Altceva, că acest fenomen marchează destinele oamenilor într-un alt sens negativ. Majoritatea femeilor care au trecut prin munca de badantă necesită un ajutor psihologic. Aici am un capitol întreg despre femeile care se adresează nu doar psihologului, ci și psihiatrului. Ori între psiholog și psihiatru e ca o punte. Și e mai bine să ajungă să fie oprit la o margine de punte unde e psihologul decât să ajungă acolo unde gândurile sunt prea sumbre, unde există chiar și pericolul suicidului sau sunt foarte dureroase cazurile despre care am auzit. Chiar am fost martor, am văzut o femeie ucraineancă, eram în Italia, la Roma, și de la noi Tatiana Ciobanu însoțea stană de piatră, dacă ați auzit ce înseamnă un om ca o stană de piatră, iată așa era femeia respectivă, un om viu și totodată lipsit totalmente de vigoare, de viață. Despre asta scriu, închei cu pandemia, deci practic virus care destructiv și neașteptat, imprevizibil, el practic parcă a încercat să ne adune acasă, să ne întoarcă acasă. Și totul se întâmplă într-un autocar. Deci se întorc acasă ai noștri. În situații iar extremale, omul își manifestă caracterul, virtuțile și invers, viciile și așa mai departe. Dar mai am o bucurie zilele astea și nu pot să n-o spun. Chiar vă rog să ne împărtășiți din bucuria dumneavoastră. Mi-a mai apărut o carte de asemenea foarte dragă, Fraierul, o carte Fratele Geamăn al Rebelei. Deci o carte pentru fete, Rebela. Și într-un fel am fost provocată de un adolescent, așa, care citindu-mi carte Rebela, foarte delicat, ca un diplomat, întâi mi s-a adresat, după care mi-a și expediat o scrisoare în care îmi spune să nu credeți că doar fetele au probleme și noi avem problemele noastre. Și atât m-am mobilizat, m-am aplecat asupra acestui anotimp, acestei vârste adolescentine, cu ajutorul propriei mele experiențe, a băiatului meu. Mai discutând cu foarte mulți adolescenți, am reușit să scriu carte despre un fraier. Dar cât de frumos! Subtil v-a dat de înțeles, însă iată, de la această scrisoare s-a născut o carte pe care, să ne spuneți dumneavoastră, unde o găsim? Ați lansat-o oficial sau urmează o lansare oficială? Nu a fost lansată oficial. Probabil voi avea o lansare la Biblioteca Națională pentru Copii, unde activez.
unde moderez salonul literar artistic la Creangă, un cenaclu literar de 27 de ani. Haideți, dacă e vorba să mă laud, mă laud până la capăt. 27 chiar de vă rog, vă oferim această posibilitate. Da, și vreau să vă zic că cel mai așa pentru mine flatant a fost faptul că mi-a telefonat doamna Harjevski de la Biblioteca Municipală Hrașdeu și m-a bucurat că, că această lucrare a mea, cartea mea, va fi în campania Chișinăul citește o carte. Deci nu-mi rămâne decât să-mi pun la tălpi aripile lui Mercur, că de fapt el este, mă protejează, și voi avea un an de întâlniri neobișnuite, întâlniri care niciodată nu știm, nu știu eu cel puțin, de la care întâlnire, din care școală și pe care drum voi găsi un personaj sau o idee, fiindcă întâlnirile cu copiii sunt ca izvorul acela de munte care curge așa frumos și, vertiginos, și dacă te pornești să vezi de unde își ia firul acela, ajungi la un firicel așa care își face loc printre pietre și ajunge să, până la poalele muntelui, un râu răcoritor și cristalin. Asta este și în cazul întâlnirii copiilor. Ei sunt, sufletul copilului este curat, nu întâmplător l-am comparat cu cristalul. De ce de multe ori mă gândesc că cui este vina că la un moment al vieții, când și la care moment al vieții se transformă și suntem, devine noi prin modelul care le suntem, sau niște încercări pe care iarăși s-ar putea să vină din partea noastră, niște erori, niște întâmplări de-i transformăm, da. Chiar dacă sunt un pic mai altfel decât am fost noi, copiii sunt frumoși. Și asta contează. Sunt frumoși. Și straniera unde poate fi găsită? Straniera poate fi găsită aproape în toate rețelele, pare-mi se, de difuzarea cărților, la toate librăriile. Îndeosebi la librăria Bestseller, a editurii Bestseller, se află la intersecția străzii Pușkin cu Alexandru cel Bun, dacă nu mă înșel, da. Și mai e ceva, dacă dorește cineva, face legătură cu editura și o aduce acasă, da. Doamna Partolet, dat fiind faptul că suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, vreau să-mi spuneți ce vă doriți de la anul care vine, de la 2022, cum ați dori să fie el. Și vă rog să veniți cu un mesaj pentru toți cei care ne urmăresc. Anul nou, întotdeauna pentru mine a fost așa, un timp care parcă e atât, în realitate este foarte scurt. Nu este decât o respirație a timpului, o trecere peste o punte, mai puțin mai îngustă, sau pe lângă o răscruce, o răspântie. Și totuși atât de mult îmi doresc ca să trec prin această, știu eu, trecere îngustă și cu toți cei dragi. Să trecem împreună peste puntea timpului, să mai fim împreună și să fim sănătoși. Tare îmi doresc ca neamul nostru să fie sănătos, să ne trezim cu toții, să înțelegem ce este bine și ce e mai puțin bine, să învățăm de la cei care știu mai mult și să nu credem că le știm pe toate. Nimeni absolut nu știe totul până la capăt. Deci, sincer să fiu, mă feresc de oamenii care știu totul și îmi sunt foarte dragi oamenii de la care am ce învăța și ei au câte ceva de la mine. Sănătate, în primul rând, fiecăruia. Și dragoste de viață, dragoste de cei apropiați. Nu treceți indiferent pe lângă nimeni care se oprește, se uită în jur, caută un ajutor, un sprijin. Nu treceți fără a întinde o mână de mângâiere unui copil, unui bătrân și prietenilor noștri mai mici care nu cuvântă, animalelor vagabonde. Doamna, la mulți ani, la mulți ani, și să ne bucurăm
chiar dacă timpul trece fulminant, foarte repede, sau poate noi ne trecem, nu se știe. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc la mulți ani dumneavoastră și familiei dumneavoastră. Mulțumesc mult!